Vă mai propun să reflectăm împreună în perioada următoare, în următoarele luni, și la o regândire a politicilor de subvenționare a sistemelor de termoficare. Sunt unele dintre orașe și municipii care au mai multe probleme decât altele cu termoficarea și aceste probleme ies la iveală mai ales la începutul iernii, când apar probleme legate de acoperirea cheltuielilor cu menținerea în viață acestor sisteme de termoficare. Foarte multe dintre ele sunt nu numai energofage, dar sunt și bugetofage. Se cheltuiesc foarte mulți bani pe ele cu eficiență foarte redusă. Însă sunt orașe mari, municipii, care au nevoie în continuare de sisteme de termoficare publice, cel puțin pentru o parte din populație. Parte din populație mai nevoiașă, care nu-și pot permite sisteme proprii de încălzire. Să începem de pe acum o gândire în care să înlocuim treptat aceste sisteme energofage și bugetofage cu alte sisteme adaptate și să ținem cont de realitățile din municipiile pe care le conduceți, să gândim mecanisme care să fie sustenabile.